Ore mai modale, deci un acompaniament mai simplu și să vedem. Bun, deci asta va fi în do major. Fluierul e în sol și o să cântăm în do major. Ting, tac, ting, tac, ting, tac, ting, tac. Una, două, trei și... Deci, tot horă, așa, în stil cimpoi, același melodie. Acum o să facem în re major. Deci, fluierul este în la, iar, de fapt, noi încheierea o facem pe coartă. Coarta fiind reul. Am cântat un pic mai simplu ca să învățați melodia. Deci, varianta în două era un pic mai extinsă. Acolo o să facem numai o armonie, iar aici o să încercăm să învățăm și melodia. Pa, aha, pa, pa, pa.